Salutare lumea, eu sunt Magic Pâncă întotdeauna și bine v-am găsit la un nou episod din CSGO 1 vs 1. Am greșit puțin scena pe OBS, dar sper că vă place seria. Este una dintre seriile cele mai apreciate de pe canal și sper să continue acest lucru. Jucăm pe un server random, nu mai știu exact numele și oricum nu cred că ați avea voi ping prea bun pe el, pentru că eu am 20 ping. Eu sunt din Anglia, deci voi din România ați avea un ping destul de căcat și ar trebui să nu mai vorbesc în timp ce mă bat, pentru că na, e destul de nașpa. În fine, este doar prima rundă și serverul ăsta are 12 minute de 1 versus 1 pe fiecare hartă, ceea ce e destul de bine, destul de ok. Ce mapă ciudată. I-am văzut puțin umbra, mi s-a părut că i-am văzut umbra, dar na. Mapa asta este, cum să zic, incredibil de ciudată. Dar să sperăm că o să putem să ne descurcăm. Avem deocamdată 1 cu 1. M-am băgat în Siberia tipul. L-am scos super frumos, easy. Pet! Ăla pare un player foarte bun, are 3 cu 0. Și am jucat încă o tură înainte, vreo 6 minute până să aștept să înceapă și arena asta ca să pot să filmez. Și tipul ăla era pe locul 1, acolo. Deci să vedem. L-am scos destul de frumos. Deși se știe, auzi, se vede că joacă binișor tipul. Ok, arena 1, easy life pentru noi, să facem niște MVP-uri. O, te poți faci parkour și pe aici, pe astea, cred. Da, trebuie o leacă de timing. O leacă de timing, bunny hop skills, skill-uri pe care eu nu prea le cunosc. Ok, m-am scos tipul ăsta cu AWP-ul. Ca maiorea, tipul ăla a ieșit, pet a ieșit. Nu știu de ce a ieșit pur și simplu, dar mai bine pentru noi, mai puțin player buni, easy life. Deși Weebu Jones are 5 cu 0. Să vedem. De viața mea. E ciudată rău mapa asta, nu pot să mă gândesc bine pe ea. No respect. No respect pentru tipul ăla. Fucking hell, ce mapă urâtă. Vedea cu lava la mine, fucking hell. O rundă cărămidă. Avea avantaj foarte mare acolo tipul. Dar harta asta este o hartă complet de timing. Nu știu. Cum vine pe sus, pe jos. Vai de capul meu, ce hartă. Ce hartă mi-am ales să filmez. Și nu vine să cred că l-am scos pe tipul ăla. Trebuia să mă scoată, dar se pare că, nu știu, probabil a dat un scope ceva de n-a avut reacție să tragă mine. El trebuia să mă ia, nu eu pe el. Da, e ok, avem 7 cu 4 pe mapa asta ciudată și, nu știu, mi se pare destul de bine.
Doamne, băga mea și picioarele. M-a scos tipul ăsta care are 9 cu 2. Badge îl cheamă. Oameni buni pe aici, pe serverul ăsta. Nu glumăm. Trebuie să mergem neapărat în Arena 1 să mai facem niște MVP-uri, pentru că doar suntem boși și ne permitem să facem MVP-uri. Oh, doamne, rip. Vovo și Bunny Hop skills-urile. Lol, aici e apă? Aparent. Nu am văzut bine pentru că am graficile pe low. Lol, i-am tras la picior sau la ceva, nu știu cum l-am omorât. Du-te morții tăi, stai, băga mea și pula. Nu-mi ia de hartă! Nu știu unde să mă aștept la ăla să fie, mi-a venit din toate părțile. Fucking hell. Doamne, ok, 11 cu 5, nu e rău. Tipul are Glock pentru distanță și mă termină cu Glock-ul. Nu sunt în stare să-i dau un cap. Amă, frate! Kukli! Kukli style! Spray control super easy. Am mai scos niște kill-uri, măcar. Hop. Că l-am secat pe ăla. Papa boss. You will be missed. De ce ai jucat cu Glock-ul pe o mapă de distanță ca asta? Nu pot să înțeleg, sincer. Adică Glock-ul cred că e cel mai de căcat pistol să te joci cu el pe mapa asta. Dacă dai cap de la distanța aia, nu dai tap. Dacă dai cu SP-ul în schimb, dai tap. Băga mea și pula, timing. E bine pentru noi că am reușit să-i anticipăm mișcările, că altfel n-am fi câștigat duelul ăla, aveam o poziție destul de nașpa. Damn it! Dacă mă uitam în dreapta și trăgeam în dreapta. Ah! Let's go. Fucking hell. Easy spray control, easy life. 15 cu 7. Nu e un scor chiar rău, dar nici bun nu este. Vreau să mai fac niște kill-uri, pentru că suntem și pe o mapă de distanță, unde mi se pare mult mai lejer să mă joc 1 vs 1, sincer să fiu. Depinde și cu ce player mă bat, că sunt unii care dau tap-uri de-alea imposibile. Cu aia e greu să mă bat la mape de distanță. Nimic! Zero hituri! Holy shit! Și-a prost am tras. Totuși avem 8 MVP-uri la egalitate cu Gibrischi ăla sau cum mai balcheamă.
să vedem, trebuie să-l ajungem. Oh. Oh. Nici nu știți cât de fericit sunt că am dat tap-ul ăsta. Ce ai făcut, Jibriski? Te-ai cam căcat pe tine puțin așa. Picul ăsta cu AWP-ul e foarte bine dacă știi să-l faci. Mă ajută mult mai mult dacă văd pe cineva. Adică gen, dacă nu am un player în care să trag, nu pot să fac chestia aia. Oh! That's it. Frumos, cât de cât controlat. S or gas. S or gas, pur și simplu s-a sinucis. Păi, ce faci, mă, Jibriski? Ce ai făcut? Bun, 20 cu 8. Nu e rău, nu e rău, dar se putea și puțin mai bine, dar e ok, e ok. Încet, încet ne mai revenim, pentru că n-am jucat CS cum trebuie de foarte mult timp și scoțând scoruri de-astea, e ok. Mă... fucking Siberia. What? A avut două flash-uri? What? Nu. Păi de ce, bă? Poate fiindcă l-am omorât fix când a aruncat flash-ul să fie bug ceva și i-a mai dat unul. Ok, și se încheie meciul aici. Vă mulțumesc pentru că ați fost alături de mine. Dacă v-a plăcut seria, nu uitați de like și ne vom vedea în episoadele următoare. 12 MVP-uri, cele mai multe din tot serverul. Restul care au mai avut MVP-uri au dat rage, probabil. Și da, pe data viitoare.